Oamenii nu vor avea acces. Deci, indicația pandemiei ar fi deblocat toate satele, pentru că de mâine o să înceapă. Nu este pâine, nu este alte lucruri, medicamente, nu sunt, apar situații de urgență. Deci, după câte am înțeles eu și am... acum sunt antrenate la 193 de utilaje, pe parcursul nostru o să fie antrenate încă vreo 70 de utilaje, este implicat și Ministerul Apărării, deci mi-au promis spre dimineață că de cât o să fie parțial o spate de circulat, măcar într-o direcție lăsată. Este implicat și mulțime cu tractoarele lor care de la cantoane pot curăță prin sate și până la sate acces. Avem suficient utilaj și material antiderapant să facem față acestor zile?